Spuneți copiilor, copiilor voștri ce v-a făcut Dumnezeu și unii altora. Pentru că am șapte minute la dispoziție și vreau să spun două evenimente din familia mea importante. Voi reduce toate detaliile și voi spune numai cel mai important lucru. Acțiunea se petrece în 1974. Eram dirijor de fanfară și directorul m-a chemat la el în birou și a zis, fără găule, vrem să facem fanfară. Ești de acord să faci în electrometal fanfară? Zic, sigur că da. Dar atunci o condiție, te lași de la pocăiță și vii la noi. Și am zis asta niciodată. Fără găule, zic, niciodată, domnul director, dacă acceptați așa bine, dacă nu, iar bine, am ieșit. Peste o săptămână, M-a din nou în biroul lui, l-a dus pe secretarul municipiului Cluj și a zis, măi tânărule, dacă tu asculzi, noi te trimitem la Ștefan Gheorghiu. Ștefan Gheorghiu era o facultate a partidului. Tu zai dai seama la ce renunți? Și am zis, condițiile mele au rămas aceleași nu mă las. Bineînțeles, mor în jurat, m dat afară din, din casă, zice, o să avem grijă de tine. aveam doi copii, pe Gabi de două săptămâni, pe Daniel de un an, zece luni și două săptămâni, și mi-am fost făcută cerere pentru locuință și o să-ți de Dumnezeul tău. Atunci mi-am plătit locuința. Nici și -ai plătit să-ți de Dumnezeul tău. Zic, Dumnezeul meu mi va da. În toamna respectivă o venit Ceaușescu prin Cluj, și eu am țâșnit din rând cu o scrisoare la Ceaușescu. Au doi după mine și Ceaușescu a făcut cu mâna, lăsați-l să vină. Când m-am întors, m-au așa pe sus doi și m-au dus într-un autocar, erau mulți acolo. <coughs> și vin venit șeful securității și-a zis, tânărule, de ce ne faci de rușine? Ce necazuri ai avut de-o trebuie să dai scrisoare și îi povestesc. Ce de ce n-ați venit, -ați venit și la noi? Zic, n-am știut că securitatea statului de locuință și la dumneavoastră a fi venit. Să uită așa la mine, zice, tu du-te acasă. Lunea, ce au știut de fapt, doi consiliere a lui aici să rezolve toate scrisorile. Și luna m-am dus luni, când am venit la lucru, ce șeful te duci la județeană de partid, ai grijă ce vorbești, Victorică. S-ar putea să te lase sau să te închidă ținea la mine mult, ai zic, nu vă faceți griji, domnul Crișan, că domnul va purta de grijă. Când am intrat în la ei, zice, vine scursura societății, uitați-l. Și am zis, eu nu scursura societății, am familie, îs un muncitor, îs familist, zice, știe și vorbi, mă, nu o să primești locuință, nu-i nimica, să-ți o dea Dumnezeul tău, zic, Dumnezeul meu, meu, da, da. Și m-am întors, zic, mâine dimineață, pe treptele Comitetului Central. Și m-am întors și m-am să plec. O strigat după mine, vin înapoi, n-am vrut să merg. Jos mi milițianul a zis, te întorci înapoi, zic, ies până afară. El o fi crezut că vreau să iau ceva acte. M-a lăsat și m-am dus la întreprindere. Șeful secției, Victorie, ce ai făcut? Te rog, du-te înapoi. Ce am zis, nu mă duc, domnul Crișan te chema la telefon, spuneți-le că nu mai stau de vorbă cu ei. Victor, eu trebuie să te lichidez, lichidați-mă mâine dimineață să în bucurești. Domnul Crișan, nu mă așteptați la lucru. Înainte de a pleca de la, de la, uh, lucru, zice șeful, Victor, o zis că ți -o să se rezolvă situația, să nu mergi. În două săptămâni au venit uh, șeful locuințelor Beraro, așa îl chema, care răspundea și de întreprinderea noastră. O venit să vadă unde stau. Daniel avea un an și zece luni și două săptămâni, Gabi două săptămâni, când l-au văzut pe o fugi la el și zice, lasă-mă, ia-mă în brață la tine. Dar de ce? Ia-mă în la tine. Pe cine iubiești tu? Pe tine. Pe tata sau? Nu pe tine. Lasă-mă să te pupa aici, să te pupa aici. L-au pupat, l-au lăsat baltă. Și-au zis, Daniele, Nenea, o să-ți deți o locuință. Nu, nenea, vreau o dacie. Îți o locuință. S-a petrecut evenimentul. M-am dus la ei după locuință să-ți dea Dumnezeu tău, nu, nu Știți că de anul nou avem două zile libere. A treia zi venea un control și răspundând de noi, Beraru, a venit o trecut pe la noi, mă vede și zice, la mulți am fără găule. Bine, tot ala era directorul, secretarul de partid, sindicat și așa mai departe. Cât îți... zice, îți place ce locuință ți-am dat? Zic, n-am primit nicio locuință. Băi, Bogdan, zice că de director, la copilul ăsta ne-ați dat locuință? Păi nu, eu am jurat acolo în fața tuturor. Eu beșteli, nu lasă, dacă nu ascultați de mine, o să am eu grijă de voi. După 15 minute, zice șeful, du-te repede la Bulivarul Leni, la locuință. M-am dus la locuință, era una doamna noa de acolo. Mă copile, de ce ai refuzat o locuință aceasta? Era o locuință conformărit, dată la cheie, cu parchet, cu tot ce trebuia, făcută pentru șefi. Și aia am repartizat -o. Și ei povestesc, zice, îți iau dosarul de acolo, că trebuia să vină să iei dosarele astea și să le ducă să le repartizeze la alții. Zice, du-te și mâine te prezinți că cu 25.000 de lei aici. M-am dus și așa am primit locuința. Un alt lucru care zicem că e imposibil de făcut, eram căsătorița, evenimentul se petrece în 71 toamna, 2, pardon, în 72, am făcut o scrisoare la Comitetul Central, la Ceaușescu și la Ministerul Învățământului, arătând că facem parte din două familii cu mulți copii, eu 12 frați, soția mea 8 frați, și stăm în chirie și să o repartizeze, să, să o lase pe ani să intre în Cluj. În Cluj era oprit, adică nu era un oraș închis, nu se angaja nimeni. Și o trecut timpul, am primit, dar ce, ce vreau să vă spun? Ca să trimiți la, la la minister sau la comitetul central, trebuia să te duci, pe urmă am aflat și eu, erau plicuri speciale pentru așa ceva. Și nu, plicurile ale mergeau, te duceai la poștă, îți spunea scrisoarea în plicurile respectiv, și a, așa se, se trimiteau uh, plicurile în... La guvern și la Comitetul Central. Eu le-am scris toate la Ceaușescu, la uh, Ministerul Învățământului, și, uh, Sănătății și la Comitetul Central. Și le-am pus toate pe stradă în cutie. Ei, fraților, când Dumnezeu lucrează, toate trei scrisorile au ajuns acolo. În trei săptămâni am primit răspunsul că va fi vi se va răspunde, vi s-a răspuns favorabil la cererea voastră. Cine, la cine i-a spus că e minciună, așa ceva nu se poate. Nu e minciună. Când Dumnezeu vrea să te ajute și stai lângă El, îți, îți rezolvă Dumnezeu problemele tale. S a venit vremea când să fie angajată Ani în Cluj. Au intrat două locuri în Cluj. s a adunat tot județul medicul șef pe, județ, pe, pe județ, o spus așa, sunt două lucruri. Unul e al lui Fărăgău, Ana, și unul îl împărțiți între voi cum vreți. Și au zis, domnule, da, e pocăită, dar nu mă interesează. Am primit ordin de sus să fie angajată, va fi angajată. Deci Dumnezeu lucrează așa cum știe el să lucreze cu copilului.